Astăzi ne vom uita la noul film Poppy Playtime din 2023. Ați auzit foarte bine, băieți și fete. Numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod foarte special la mine pe canal. Astăzi vom reacționa la partea 1 din noul film oficial Poppy Playtime din 2023. Mai exact, fraților, băiatul nostru Secret for Studio, care știți că face cele mai mișto filme de pe tot YouTube-ul, a făcut și filmul cu Siren Head, care are sute de mii de vizualizări la mine pe canal și zeci de milioane la el, adică este un film foarte, foarte bun. A scos noul film acum 4 zile, care se numește Poppy Playtime Restricted Toy Breaker. Nu știu care-i treaba, urmează să vedem, fraților, și vom reacționa la jumătate din el, pentru că are jumătate de oră și este în engleză, trebuie să traducem nu știu ce. Așa că apăsați butonul de like dacă vreți să postăm chiar mâine, în mai puțin de 24 de ore, partea a doua. Deci asta va fi partea 1 de la filmul Poppy Playtime. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Hai să nu mai pierdem timpul, că sunt chiar foarte curios. Deci voi, fraților, înainte să începem, vreau să vă zic o chestie. Filmul ăsta, bă, eu l-aștept de efectiv luni de zile, fraților, din toamnă, pentru că sunt foarte la curent cu ce postează băiatul ăsta. Însă gândiți-vă, fraților, ca să vedeți cât ghinion are în toamnă, când era pe la 80% din film. Puteți intra și la el pe comunitate să vedeți. I s-a șters tot din calculator, fraților, din greșeală i s-a șters tot filmul, băi, i s-a șters tot, este un film animat, i s-a șters tot și a trebuit să refacă tot, adică este ceva super, super nașpa. Hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul, nu uitați de like, let's go. Asta este un fel de trailer, ia uite, bro, oh my god, câte personaje, câte nebunii. Hai să începem, Jesus, Secret Force de Presents, ok, let's go, we go into this, oh shit, uite, Doctor Morți. Cine e asta, fraților? Habar la bar, cine e asta? Uite, are masca aia. Aveți grijă, malfuncție. Băi, a evadat cineva de aici. Mamă, i-a murit cineva pe ăștia. Cică, vă rog, asigurați-vă că toate protocoalele de securitate sunt urmărite, gen. Pentru confortul și siguranța dumneavoastră. Da, doamne, se vede că... se vede că totul a fost urmărit, toată lumea în siguranță. Bro, uite creatura asta. Deci a sunat și a zis că, cică, domnule, cred că am ajuns în cel mai rău scenariu. Bro, ce se întâmplă? Experiment 1008 a evadat. A trebuit să anunț securitatea? Da, soră mea, logic! A evadat experiment 1008. Hopa! A vorbit ăla ceva și asta a zis, ok, nu o să le zic nimica. De ce să nu zic la securitate că a evadat experiment 1008? Poppy Playtime Project Toy Breaker. Let's go, baby! Huggy! Ia uite pe ăștia, iară vin ăștia, militarii, haide, let's go! Mamă, Team Echo se numește ăsta, deși că nu uitați să vă uitați peste tot, deoarece această chestie se poate urca pe pereți. Oh my god, Jesus, oh my god! Uite chestia aia! Cică, sunt sigur că îi se pare așa de ciudat că e foarte mult sânge pe jos, dar chiar... shouldn't have any claws or sharp teeth to tear a person like that. Hopa, mamă, frate, deci fiți atenți. Mama, asta e ciudat. Deci că lui ăștia se pare ciudat că e mult sânge și ați văzut că oamenii de la început sunt zgriați pe ei, pentru că și că creatura asta nu are nici dinți și nici unghii, da, gen ca să îi zgârie pe ea. Adică de ce să zgriați și de ce îi sânge pe jos, bro? Asta e ciudat. So, what does this mean then? Management misinformed us? Ce, că și ce înseamnă chestia asta? Cineva nu ne-a dat informații? Bro, ăștia sunt echipa de securitate și aia nu le-a zis că experimentul 1008 e evadat. Poate ăștia caută pe altcineva. Trebuie să avem foarte mare grijă. Ia, uite, fraților. PG pagă pillar. Ok. Tot camera asta, nu știu de ce arată camera asta. Ia uite unde au venit, ia uite-i. Jesus, aveți grijă, frații mei. Eww, ce s-a întâmplat cu ăsta, bro? Gosh,
Gosh. No stupid person would come up with this kind of containment measurement. Look, his whole face is gone. Uite-te la fața lui, e toată dusă. Yep. Deci că se pare că ceva are un atac de panică. Ăștia sunt deja obișnuit să vadă astea. Relaxează-te și respiră. Asta e panicat, fraților. Team Bravo. Hopa, asta e altă echipă. Frate, sunt mai multe echipe de securitate. Ați văzut că la prima dată scria Team Echo și aici scrie Team Bravo pe spatele lor. Cum pot să mă relaxez și ăsta? Hai. Dacă nu vrei să te relaxezi și să respiri, poți să ții respirația. Hey Mickey, cineva acolo? A fost 100% cea. Bro. Bro, deși că ăștia aveau masca asta de gaze și au fost, gen, au fost luate de pe fața lor cât timp erau în viață. It's not just a feral animal as we were told. Și că time with 1006. I see. And why am I not surprised? Hopa, deși că creatura după care suntem nu este ca data trecută cu 1006, adică cu Huggy Wuggy. Nu este doar un animal feroce cum ni s-a zis. Și ăștia zis că nici măcar nu sunt gen, nici măcar nu sunt șocați. Știau că o să-i mintă. Ia uite, Team Bravo pleacă. Ok. Cine naiba era aici, fraților? Ce e asta, bro? Oh my god, asta e un instrument de tortură. Acces interzis! Come on, go. Asta e alt timp, fraților! Ia-l-te pe Huggy! Oh my god! Cineva... cineva a murit jos de la gaz. Băi, fraților, eu nu m-aș bucura dacă îl văd pe Huggy Wuggy jos. Băiatul ăsta a zis că, băi, e bine că e Huggy Wuggy jos, dar dacă e Huggy Wuggy jos, înseamnă că ai de-a face cu cineva care l-a dat pe Huggy jos. Jesus, bro. Doar uite-te la el. E un gigant. Așteaptă. Ci că nu m-aș apropia așa de ușor dacă... Mamă, ci că chestia asta are mai multe, mai mulți dinți decât un rechin. Uitați-vă la dinții lui. Mamă, sper să nu se trezească Huggy. Bro. Pe bune? A decapitat cel puțin 4 oameni până acum. Bro, să se trezească. Asta e Team Charlie. We've located experiment number 1170. Good work. What's his status? Asta e alt team. Ok, deși că este jos. Asta, Huggy e 1170, nu e 1006. Habar n-am fațit cum să stea. Și că cineva să vină la camera 401 ca să-l ia pe ăsta de aici. Am înțeles. A, ăștia, fraților, sunt team playtime, adică sunt la... butoane aici și eu zic și că să-i mai dea încă un pumn de sedative, gen să îl sedeze. Am înțeles. Dă niște sedative, fraților, ca să-l ține acolo, adormit, gen. Ia uite, ce e asta, bro? Press here. Mamă, câte detalii sunt filmul ăsta, fraților. Team Alpha! Alt team! Despre asta vorbeam, doar uite-te lângă noi. They said that this gas was supposed to instantly knock out all test subjects. Exactly. Yet it didn't. Ok, deci ăla este nervos pentru că toată fabrica asta este efectiv îmbâxită cu gaz care ar fi trebuit să-i adormă pe toți. Ați văzut că pe Huggy l-a adormit, gen toate creaturile, că iau și mășii de-astea. Dar nu s-a întâmplat asta. În continuare, experimentul ăla e în libertate. Efectiv, nu poți să-i crezi deloc. Și că am înțeles. Și cine pune camere de securitate care nu merg? Dar eu cred că merg camere de securitate, fraților. Și că ăștia nu știu ce fac. Habar n-am ce fac. Oh, bun, deci ăștia sunt ultima echipă, fraților? Sau sunt a patra echipă? Că au zis că ceea ce îl îngrijoasă pe ăsta este că au trimis 5 echipe de securitate ca să oprească monstrul ăla. Înainte trimiteau numai una, acum au trimis 5. Jesus! Niciodată nu au fost așa de multe echipe deodată. Mamă, 5 echipe de securitate. Oh my god!
Anyway, let's split up, cover more ground. Okay, let's go. Team Alpha. Let's go, fraților. Deci sunt 5 echipe. Oh, look, another body. Ia uite, încă un de la Team Alpha. Ia uite, încă un cadavru. Băi, și ăștia omoară gen și le scoate masca. Jesus. Ce e de asta oribilă să mori? Și că este adevărat că chestia pe care urmează să o vânăm a fost Marie Payne? Cine este Marie Payne, fraților? Mary Payne. Asta ne-a zis managementul, ai amint întotdeauna oricum. Și că cum este posibil ca un om de știință să se transforme în așa ceva? Deci Mary Payne era ceva om de știință. Only the twisted echo of your former self inhabits a new vessel. Where did you hear that? Overheard some eggheads discussing this issue. I would suggest keeping this information to yourself. If Stark okay. or anyone else from management find out that you know this kind of information, there might be some serious consequences. Okay, deci că asta știe ceva așa, s-a clasificat. Nu știu, opa, opa. Grijă mare, ce naiba se întâmplă? Bro, se aud chestii, frățiorii, plecați de aici, băi, adevărat vă zic. Opa! Oh my god! Oh my god! Looks clear. Ce-i creatura asta, fraților? Fraților, ce-i creatura asta? Ai auzit aia? Da, era ceva ce se mișca în acea cameră. Bro, ce se întâmplă? Fraților, mă sperie. Ești gata? Du-te. Jesus, ce se întâmplă? Trebuie să mă... Evident, trebuie să glumești. Băi, fraților, mamă, dar ce gigant. Băi, n-am mai văzut până acum în Poppy Playtime niciodată creatura aia. Asta a fost mâncat? Jesus! Aoleu! Ci că asta mănâncă și oameni? Ok, așa o să fie următoarea masă. Ci că managerii de aici sunt un grup de psihopați, exact. Oamenii care fac jucările astea chiar sunt psihopați și o minți pe ăștia. Ci că nu trebuie să mă convingi. Oh my god, oh my god, oh my god, uite. Alpha 1 și dai care-i statusul tău? Am găsit un cadavru care a fost mâncat. Damn! Hai că venim către voi! Jesus, bro! Fugiți de aici, man! Go out, pe bune! Și asta, fraților? Și că măcar știu unde s-a dus monstrul nostru. Uite-te sus acolo. Bro, mamă, dar ce venturi au ăștia, fraților, sunt gigantice, efectiv. Vrei să te duc acolo? Nu. Crede-mă că nu vrei. Ci că 100% nu o să mă duc acolo. Foarte bună alegere, frate meu, foarte bună alegere. Hai să raportăm asta la comandant. Bun, deci le-a zis la comandant, adică la băieții ăștia care sunt pe, care au acces denied aici, care sunt pe calculatoare, i-a zis că a evadat într-o cameră la, gen, printr-un vent din camera 417. Trebuie să se vadă unde se duce ventul ăla. Mamă, dar ăștia, fraților, n-au nicio informație. Voi vedeți că toate alea sunt roșii. Efectiv, echipa de management îi minte. Deci s-a dus în ceva depozit, dar nu se știe care-i treaba cu depozitul ăla. Eco Team este acolo. Foarte good job, Alpha. Eco Team este acolo, mergem să investigheze. Hai să plecăm, hai. Plecați, bă, de aici, vă rog eu. Plecați-o, uite și pe Daisy. Plecați-o să nu vă ia cineva. Comandante, asta este Delta Team.
Hopa și a zis că și că e sigur că ne, cum îi zice, ne batem doar cu experimentul 1222. We are in the medical deck at the moment. And this place looks like a slaughterhouse. Și că și totul arată ca o cameră de măcelărit, fraților. Asta zic toți, că în efectiv totul arată super suspect, sânge, oameni mâncați. They were ripped to shreds. It's almost like a wild animal tore through them. Let me double check. At the moment, only two test subjects are registered in research facility Alpha. Ah, deci uite, fraților. Oh my god. Oh my god, fraților, m-am prins. Băi, fiți atenți. Deci efectiv ei gen acum s-au dus să se ducă după Huggy Wuggy și după Mami Longlegs. Că o zis asta comandante, e sigur că numai după experiment 1222 care este Mami Longlegs. Vedeți acolo pe tabletă. Ei nu știu, fraților, că dai-o și zis că creatoarea noastră n-are ghiare sau ceva de genul, că Mami Longlegs n-are ghiare sau dinți, gen Huggy Wuggy are, dar a fost dat jos de gaz. Oh my god, ei nu știu după cine sunt, că sunt după creatoarea aia cu mască. Sunt curios dacă cumva o să o găsească pe Mami Longlegs leșinată și pe ea și ce o să facă. Experiment number 1170 and experiment number 1222. The first one was already captured by Charlie. Ok, deci primul, deci o zis că după ăștia trebuie să veniți, după Huggy Wuggy și Mami Longlegs. Huggy Wuggy a fost deja capturat de Charlie Tim și acum voi sunteți următorii. Deci doar este experiment doar 1222 cu voi. Și că, da, lăsați-mă să dau un double check cu managementul. Uite pe Paige Paga Pillar, bro! Bă, ce naiba experimente fac aici? Efectiv, ce sadici. Și că să stați la distanță de Mami Longlegs, că na, poate să vă prinde de la distanță, știți, faceți că na, are, e Mami Longlegs. Ok, let's go. Ați înțeles? Bun. Come on, bro. We gotta do something, man. We gotta do something. Stai jos. Vezi acolo. Hopa, ia uite pe Mami Longlegs. Ea este în viață. Desigur, fraților, că este în viață. Check this. Team Echo. Mami Longlegs este în viață, boys. Stun gun only. Our mission is to capture this thing alive. Și că nu uitați să folosim doar stun gun-ul, deoarece misiunea noastră este să capturăm această specie în viață. Hai să vedem, se bat cu Mami Longlegs, ia uite-o. Dar nu Mami Longlegs a făcut totul, fraților. Nu i-a făcut asta. Mi se pare mie sau se uită fix la noi? Jesus. Da, 100% și-a dat seama unde suntem. Și, că, și dacă se uite la noi, de ce nu încearcă să evadeze sau să ne atace? Asta e ciudat. Așteaptă momentul potrivit? Hai să vedem. Zice, comandante, am localizat ținta. Care sunt ordinele? Și că stați cu ochii pe ăsta, dar nu atacați. Așteptați și celelalte echipe. Deci toți o să se ducă, toate echipele o să se ducă acolo ca să fie treaba cu Mami Longlegs. Am înțeles. Hai pe bune, de ce nu se mișcă? Oh my god, nu e singură, fraților! Fraților, 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 Mami Longlegs nu e singură aici, mai are încă un prieten, după cum puteți vedea. Jesus, mai are cu un prieten. Frățioară! Zice, duceți-vă rapid la depozit în partea de est. Haide, toată lumea, toate echipele, duceți-vă la echipa Echo. Uite-l și pe Banzo, bro. Și că puteți să folosiți forță letală dacă se întâmplă ceva. Fugiți, bro, fugiți. Și că ce zice managementul? Ok, deci că ăștia nu o să încerce să o ia în viață, o să împuște foarte bine, foarte bine. Și că nu ți-e frică ce o să ne facă? Nu, nu e frică. Ce o să ne zic? O să ne dea afară? O să ne trimită mesajele simțite pe bune? Ei sunt băiții cu armele. Hai să vedem.
Look who was greeting us. Ia uite, fraților, s-au întâlnit cu Team Alpha. Ăștia erau prea fricoși să meargă singuri. So, gentlemen, tell me, are you ready for a bug hunt? Bă, e bine că sunt mai mulți, fraților. Hai să vedem. Suntem... Haide! Hai să facem un pariu! Deși că, haide, prima echipă care dă jos Paianjenu, adică pe Mami Long Legs, dă de băut la celelalți. La ceilalți. Pregătiți-vă să dați banii. Hai să vedem. Ok. The Delta team have already entered this facility from the north entrance. We should link up with them in the center of this warehouse. Bun, deși că Charlie și Delta, adică celelalte echipe în afară de Echo care era acolo, a trebuit să se întâlnească cu ei în mijlocul depozitului. Ci că și Echo, gen echipa care era deja acolo, echipa care a descoperit totul, e pe silențios pe radio. Mamă, fraților, tare am impresia că știu de ce sunt pe silențios pe radio. 100% nu vor să vorbească. Sunt morți. Echo Team sunt morți. Este 20 versus 1? Da. E 20 versus 1, fraților. 20 versus 1, fraților. E 20 versus 1. Mami Longlegs cu mască. Sunt morți. Echo Team sunt străi, dar morți, fraților. Asudați-vă pe mine, sunt morți. Oh my god, ia uite-i. Haide, mă. Checuiți peste tot. Asta este un depozit foarte, foarte mare, fraților. N-ai zice. Oh my god, ok, sunt în mijlocul depozitului. Este confuz să ne orientăm pe aici. Uite, fraților! Aoleu! It sure looks like one. Arată ca unul. Cine a creat chestia asta, fraților? Mama, sânge pe jos! Oh my god, sunt morți! Echo Team sunt straight up morți, fraților, sânge pe jos. Looks like a huge head of the toy, all covered in blood. And where's the rest of the body? But that's definitely. Ce e asta, fraților? Most likely another test subject. But who killed him? His head was ripped off. Cine l-a omorât pe ăsta? Ai auzit asta, da? Hai să ne regrupăm cu ceilalți. Let's go, bro. Hai să se regrupeze cu ceilalți. Oh my god! Oh my god! Cine a venit, fraților? Mamă, deci văd capete de astea peste tot. Toate sunt acoperite. Deci au găsit asta. Let's go. Vine și Mami Longlegs, vine și ceilalți. Dar sunt curios dacă ei o să se bată între ei sau sunt... sunt de treabă. Ar putea să fie peste tot. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mami Longlegs. Mami Longlegs, ai grijă. Este vreun... Hopa. Ce face? Ce-a fost aia? Bro, a păstat Mami Longlegs pe ceva și nu mai au... Bro, vorbește Mami Longlegs cu ei, fraților, și a zis ce face o persoană să vină în acest loc așa. Sunt curajoase, sunt proaste sau de ce vin aici? Sau sunt doar ignorante? Nu contează. Bro, a omorât Echo Team. Uitați-vă, fraților, că era arma pe jos. Cine e aici? Spune numele tău. Este o întrebare foarte bună. Oh my god, fraților, și aici începe Mami Longlegs să zică istoria, gen. Știți că o zis aia la început că Marie, că înainte acest subiect era Marie nu știu cum. Însă, fraților, deja au trecut mai mult de jumătate din filmul ăsta, de s-a terminat partea 1. Eu chiar acum voi reacționa și la partea 2 și voi filma. Dacă v-a plăcut și vreți ca mâine să postăm partea 2, mi se pare ceva super interesant, scrieți la comentarii, frate. Ne vedem mâine cu partea 2 dacă vă place până acum filmul. Deci în episodul ăsta ăștia au găsit într-un final loc unde o să se bată.
și în episodul viitor o să se bată. V-am pa pe toți, pa, pa! Astăzi ne uităm la partea a doua din noul film oficial Poppy Playtime. Ați auzit foarte bine, frați și surori, numele meu este Marusiancu și după cum v-am promis, în 24 de ore de la primul videoclip îl postăm și pe al doilea. Aceasta este partea a doua de la noul film Poppy Playtime din 2023 și știți că am rămas la partea asta în care urma Mami Longlegs să spună istoria, să spună cine era înainte. Dacă nu v-ați uitat la prima parte, aveți link în descriere, duceți-vă acolo rapid și uitați-vă și după reveniți aici ca să ziceți povestea, practic. Degeaba vă uitați la partea asta dacă nu v-ați uitat la prima. Și zic, na, bun, hai să începem să vedem care-i treaba. Deci știți că ăștia au venit aici nu știu ce și le-a intrat cineva în cască, fraților. Le-a intrat o fată în cască care este Mami Longleg și a întrebat cine este aici. Let's go. Who is this? Și că acesta este un canal securizat, spuneți numele. Numele meu este o întrebare foarte bună și știți că asta era Marie. Ia uitați-vă. Și că unii dintre voi îmi spuneați Marie. Dar unii care mă iubeau îmi spuneau Mami. Uite-o pe Marie. Și că Maria a fost omorâtă cruel și acum a rămas numai Mami. Deci știi că Maria a fost omorâtă și a rămas numai Mami. A zis Marie? Și că spune că băiatul ăsta întotdeauna e foarte șocat. Înseamnă că creatura pe care trebuie să o omorâm, adică Mami Longlegs, vorbește cu noi acum, că știți că trebuie să o omoare pe Mami Longlegs. Acum este rândul meu să pun întrebări. Și că știți cum oamenii de știință obișnuiau să numească această fabrică? Cum? They've sent us after Sinian being. So, what now? Ce facem acum? Știam eu că e ceva nașpa încă de la început, zice asta. I'm not going to kill in cold blood something that's capable of acting like a real human. Și că ăsta zice că nu o să omor cu sânge rece ceva ce are suflet de om și se poate comporta ca un om, adică Mami Longlegs. Da, a omorât 20 de oameni. This day keeps getting better. Aceasta zi din cel ce mai bună. Aștept răspunsul vostru. Știți că eu am întrebat cum credeau ei că... Da, zic oamenii de știință. Nu știu, spune-ne. Locul ăsta era numit The Slaughterhouse, adică camera de măcelărit. Pe bune? Relaxează-te. Vrea doar să ne sperie. Mamă, ci că toate prototipele eșuate de la Poppy Playtime sunt trimise în locul ăsta cu un singur scop, să se bată. Mamă, uite-te la ei. Mamă, astea sunt jucării. Ei nu știau că cum intră în locul ăsta, deja este alesă soarta. Ia uite, frate, ăla-i șeful. Ia uite-l. Asta caută revanșă. Știți, fraților, că i-au găsit capul ăsta. Asta-i creatura, fraților. Și i-a rămas capul, mai știți. Jesus. Și că însă efectiv asta, dependența asta a lui, furia lui pentru sânge a devenit așa de mare încât a trebuit să-l închidă. Dar știți că e evadat. Că așa a început totul. Dar astăzi, după 12 ani de izolare, he escaped. A fost setat. Și managementul vostru știe chestia asta. Dar pentru ceva motiv n-au încercat să vă oprească sau ceva de genul. Băi, frate, mi se pare, sau Mami Longlegs vrea să fie cu ei, gen vrea să fie de treabă. Mă gândesc de ce. Știți că ăștia tot au zis că managementul nu le zice totul, că șefii nu le zic totul.
Sau poate vor să vadă cine o să câștige această bătălie. Oh my god, uite, știți că echipa asta a fost decimată. Ce că cei... Mamă, bro, bă, voi vedeți, fraților, că corpul lor e făcut bucăți. Jesus, deci că echipa de 4 oameni care a venit înainte aici a deja au făcut cunoștință cu el. Băi, fraților, corpul lor e bucăți. Ea s-a făcut efectiv bucăți. Așa că întoarceți-vă de aici, plecați de aici și poate încă o să supraviețuiți. Bă, ce de treabă e mami Longlegs, bro? Ce de treabă e? Dacă mergeți mai în față, toți o să muriți. Toy Breaker, îi se zice, adică distrugătorul de jucării. Ci că the Toy Breaker already knows that you are here. Știe deja că sunt aici. Vorbește despre Echo Team, da, Echo Team. Hai să mergem cu ceilalți. Deci hai să... I bet she's just messing with us. Expects us to get scared and leave. Are you sure about that? Hopa, acum ăștia se ceartă. Unii zic că, băi, hai să plecăm de aici. Și ea zice că face așa numai ca să-i sperie, dar trebuie să se întâlnească cu celelalte echipe. Știți că sunt 5, una a fost omorâtă, mai trebuie încă 4. Mai știi corpurile? Sunt sigur de aici care a ascultat cu atenție ce a zis femeia aia și acest Toy Breaker chiar este real și nu e o poveste? Pe bune, gata. Chiar vrei să mergem să ne batem cu el? Suntem... Cei că suntem 16, nu contează cât sunteți. Suntem 16 versus 1. Cine crezi că o să iasă victorios? Ei, ăla 1. Toy Breaker. Each of us has enough firepower to kill any living creature out there. So, enough chit-chatting. And let's go for the hunt. Și că toți avem destulă muniție să omorâm pe oricine de aici. Greșit, frățioră. Yeah, sure. Te supraestimezi. Și că da, haide să mergem să vânăm o creatură care vrea să omoare pe toată lumea fix pe teritoriul ei. Că dar ce se poate întâmpla greșit? Pă bune, ce se poate întâmpla greșit, nu? Efectiv, poate să atace din orice direcție. Mamă, dar chiar fraților, faptul că această creatură are un gas mask pe ea, de-aia nu merge gazul la ea. Știți, fraților, că dacă v-ați uitat la prima parte și sper că v-ați uitat că n-am cum să vă explic tot, au dat ăștia cu un gaz care să adormă toate creaturile și l-a dormit și pe Huggy Wuggy. Asta e ceva super ciudat. Ia uite pe toți aici. Toată lumea e aici. Mamă, toți sunt aici, fraților. Mai puțin Echo Team. Lăsați-mă să ghicesc, nici voi n-ați avut noroc. Nu. How are we supposed to find our target in such a massive and convoluted place? Yeah. You need at least 50 people to cover this place. Avem nevoie de minim 50 de oameni în locul ăsta. Toy Breaker. Ce glumă. It's just a made up story. He can't. Oh my god, ăsta zice în capul lui, no, nu e real, Toy Breaker este doar o poveste și Toy Breaker este deasupra lui. Fugi, frățioru! Ce a fost aia? Fugiți, băi! Poate cineva să vadă dacă targetul a fost potrivit. E doi. Hai, fugiți de aici, fugiți. Nu, bă, plecați de aici, mamă. Oh my god. 2, 3 și... O plecat, s-a dus sus. S-a dus deja sus, bro, uite-te la el. Ăla-i mort pe jos, bro. Oh my god, e real. Fugiți, bă, de aici. Toată... Se mișcă pe acele containere ca să fie deasupra noastră, bro.
Asta e foarte rău, bro, trebuie să faci ceva. Cum ar trebui să vedem ceva aici sus? Ăla zice, ce să vezi, am avut dreptate, Toy Breaker a fost real. Nu știi, ba știi. Fugiți, bă, de aici. Și că asta este stupid, nu o să găsim absolut nimic în acest labirint. Exact, plecați, bă, de aici. Fiți disciplinați. Aveți grijă să nu vă împușcați între voi. Mamă! E deasupra noastră! Mami Long Legs! Fraților, e prietenoasă Mami Long Legs. Ce ziceți, să-l omoară sau nu? Ok, Mami Long Legs. Bă, i-a avertizat. N-a zis că nu-i omoară. I-a avertizat. Le-a spus, plecați. Că o să se întâmple ceva nașpa. N-au ascultat treaba lor. Treaba lor. Sau? Îl omoară, frate, sau ce face cu el? L-a răpit, dar l-omoară? What the hell do you think you're doing? Have you lost your mind? You could accidentally kill him. So what? Have you now seen what she's doing to her victims? Rips their gas mask. Ok, ăștia vorbeau despre ce ar putea să-i facă Mami Long Legs. La ăla a venit Toy Breaker. Fugiți, fugiți. Haide, trageți. Degeaba, bro, efectiv nu merge, bă, nu merge. Degeaba trag în el, nu merge. Trebuie să plecăm. E o ambuscadă. Bă, n-au ce să-i facă, fraților, sau? N-au ce să-i facă, fraților, e prea puternic. Sau? N-au, fraților, ce să-i facă. Poate să tragă. Ia uite, s-au pus toți. Trageți, trageți. A, fuge! Ci că, comandantule, am fost atacați de un inamic neidentificat. A murit 6 oameni. Și ăștia văd pe camere. Mamă, ce jigoși. Trimite backup. Ce jegoși ăștia văd pe cameră. Please repeat your last message. There seems to be something wrong with the radio signal. It's not just a radio signal. Someone just revoked our access to entire system. Bro, cineva le-a tăiat accesul ăștia. Deci, băi, fraților, fiți atenți. Că ia șmecherii sunt e ăla în costum, fraților. Ăla în costum, e ăla șmecher, ăla gen îmbrăcat ca un doctor de la văzut adineauri. Ăștia de la calculatoare sunt cu ei. Și-o băgat ceva carantină și nu mai au acces la sistem. Efectiv, ăia sunt blocați acolo. Acces denied. Îl văd chiar acolo. Fugi, fugi, fugi. Este chiar în spatele tău, fugi. Vine Mami Long Legs. Păi, ce ziceți, fraților? Ham, credeți că Mami Long Legs se bate cu ei? Ia, hai. Ci că nu v-am zis să plecați? Trage în ea. Bă, de ce trage Mami Long Legs, frate meu? S-au dus toți, s-au oprit shooting-ul. Poate cineva să confirme dacă ținta a fost neutralizată? No. Pentru că nu a fost. Ce mișto, zici că ești în joc. Ai grijă, au ceva. Aha. Aha. Ajută-mă, vă rog. Trageți în el degeaba, tragi. Degeaba, bro. Ce face?
Bro, mamilona, îi se omoară și ea și am zis că e de treabă, nu mai e de treabă. Bă, ăștia trebuie să plece, fraților, plecați mă că nu mai aveți nicio șansă. Nu pot să respir. Hopa! Mamă, dar ce s-a întâmplat cu fața lui ăla, fraților? Aoleu! Aoleu, fraților! Toy Breaker îi omoară pe toți! Hai că o să o facem, haide! Hai, pleacă de aici, lasă-mă în pace! Ce ziceți, fraților? Reușește vreunul să evadeze? Ia uite-o pe Mami Longlegs, a zis că și că fraierilor, dacă nu veneați aici, dacă v-ați fi întors, ați fi fost încă în piață. Dar măcar mi-ați arătat de ce e capabil. Ha mă frate, fugi măcar tu! Mamă, nu, frățiorul nu trage, pleacă! Team Bravo, plecați mă! Plecați! Ce surpriză! Cineva este încă în viață, plecați mă, plecați! Mă gândesc, o să fie mai inteligenți decât colegii lor? Nu cred. Sunt morți. Pleacă, bă, pleacă! Fugi! Fugim sau? Ne luptăm. Nu puteți să o mănânc chestia aia. Fugiți, mă, fugiți! Fugiți! Hai, hai, plecați! Ce faci asta, mă, băi? Pleacă! Pleacă, mă! Fugiți, mă! No, 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 no. Someone decided to run away. Though most likely, not all of them will survive this death raid. Într-un final cineva a reușit și a decis să plece, dar nu toți o să supraviețuiască. If only they knew. Dacă ai fi știut. Dacă ei ar fi știut că tot timpul ăsta tu te-ai uitat la ei. Ci că și-ai lăsat acest lucru să se întâmple. Această baie de sânge. Cu cine vorbește, fraților? Știai că acel gaz nu are efect asupra mea. Și că și știi și tu că eu l-am eliberat pe Toy Breaker. Cu cine vorbește? Cu ăsta, băi, cu ăsta! De ce ai făcut asta? Ai vrut să vezi de ce sunt capabili gardienii tăi? Doar îți place să te uiți la alții cum sufere. Și ei ne spun că nouă că suntem monștri. Uită-te la asta, ce-i ciudat ăsta? Monstru adevărat ești tu! Uită-te la show-ul tău cât timp poți. Deoarece în curând toate creațiile tale o să vină după tine. Mamă, deci băi, psihopatul ăla, fraților. Psihopatul ăla din cameră a orchestrat totul. Doctorul ăla sau ce-o fi. Uite-l pe The Toy Breaker. Știu ce ți-au făcut. Știu ce ai pierdut. Și știu cine este responsabil pentru toată suferința. The Overseer. Who took away your real name and then gave you a new one? Experiment number 1008. El ți-a luat numele și ți-a dat numele experiment 1008. Toy Breaker. Și el este cel care ți-a furat corpul. Și te-a făcut un monstru cum ești acum. Dar amândoi știm că asta nu a fost singura chestie pe care a luat-o de la tine. A luat-o și pe fiica ta, Catherine. Ea încă este acolo. Și dacă vrei ca nimic rău să nu, gen, să nu-i se întâmple nimic rău fiicei tale, trebuie să-l oprim. În curând o să trimită mai multe d-astea după noi. Dar noi o să fim pregătiți. We will make him and everyone.
Și că sunt mai mulți ca noi și odată ce îi liberăm pe toți, o să ne facem liberi. Ăștia vor să facă, fraților, ăștia vor să facă o revoluție. Și să-l omoare pe ăsta, Project Toybreaker. Și aici s-a terminat, fraților. Jesus, ăsta a fost în prima parte din film și aici s-a terminat. Bun, fraților, ăsta a fost finalul de la primul film Poppy Playtime din acest an. Bănuiesc că anul acesta va apărea și continuarea. Și dacă vreți să facem o reacție la continuare, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusiancu, v-am pa pe toți. Scrieți la comentarii cum vi s-a părut. Mamă, de ce abia aștept să iasă un nou film de genul. V-am pa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!